Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. A perut mătădă cabana la țeparii de meserie. Deci dacă vrei o cabană, de exemplu, vrei o cabană, ai și tu o bucățică de teren undeva, la țară, la nu știu, și vrei să-ți faci o căsuță, o cabană, un ceva. Mic, frumos, pe site-urile de anunțuri sunt meseriași care au poze cu portofoliu de lucrări. Uite ce cabană frumoasă fac eu. Prețuri decente, nici prea mici să nu bată la ochi, nici prea mari, între 17 și 40-45 de mii de lei. Și anunțurile sună cam așa, de pildă, un subiect documentat de adevărul. Doriți o casă din lemn, o cabană, o casă din container, garaj auto, un foișor, o căsuță de vacanță. Suntem aici pentru dumneavoastră. Vă realizăm orice construcție într-un timp foarte scurt și cu un buget redus. Casă cu parter sau etaj. Sună un astfel de anunț și vin meseria și te înțelegi cu ei. Ori, asta m-a luat pe mine prin surprindere, pentru că eu mi-am dat seama că eu aș fi, de exemplu, victimă sigură. Care e ideea? Meseria și vin. Vreau cabană? Da, da. Și tu spui, da, păi hai să facem o discuție și zic, bun, facem așa și așa, caz de acord pe model, îți prezintă poze, după care cer un avans. Mă, nu le dai avans, că totuși construiești, adică ar trebui să construiești o cabană, nu poți să te aștepți să vină ei să cumpere din partea lor materialele, tot ce trebuie, și le dai un avans. Cât e acolo? Da. Și pleacă, normal. Da? Cazul unui domn descris în adevărul, un domn din Alba Iulia. S-a confruntat cu echipă de așa zici meșteri, i-a angajat să-i facă o căbănuță, avea reprezentantul acestei echipe, avea fotografii frumoase, uite ce portofoliu bun, ce am mai făcut noi, și-au dat întâlnire. Și vin 5 persoane din partea constructorului, cum ar veni, la locul construcției, la locul șantierului. Echipă de 5. Și asta este ciudat. Adică de ce vin 5 odată? Ăia n-au încredere ei între ei? Nu, ca să-și prezinte echipa. Da. Probabil. Bun. Uite, asta este echipa și clientul zice, a remarcat că cei 5 muncitori, pe asemenea, n-aveau nici scule, nici materiale, așa cum se aștepta. Eu asta e un alt lucru pe care nu înțeleg. Cum adică nu aveau scule și materiale? Păi te întâlnești prima dată cu ei la locul șantierului, te aștept să vină aia cu ce? Cu excavatorul, cu ce să mai vină? Cu... Măcar să ținem mână orindea. Da. Și spune că s-au apucat oarecum de treabă, au comandat niște lemne de la un furnizor, le-au unit într-un fel de dreptunghi care ar fi trebuit să fie baza construcției, după care au cerut 4.000 de euro să cumpere materiale ca să continue construcția. Deci ceva știau, niște Lego, niște astea. Și ăsta a intrat la bănuiele, a refuzat, s-a oferit să meargă împreună cu ei pentru a cumpăra materialele. Asta și ăștia l-au dus la supermarket de mâncare, că nu știau unde se cumpără materiale. Nu ne ocupăm. Și meșterii s-au certat, au plecat meșterii, nu știu ce, bărbatul a rămas să caute altă echipă. Dar ăsta e un alt lucru pe care îl urăsc. La orice fel de lucrare fac, nu mă duc eu să umplu prin șantiere, magazine, să mai cumpăr un bolovan de colo, un sac de dincolo, un bec, hai să mai luăm nu știu ce, să mai luăm o vopsea. Ia, du-te și cumpără-le pe toate. Îți dai seama? Aia e varianta asta. Eu când mi-am renovat apartamentul în urmă cu 12 ani, cred că am luat materiale pentru un apartament jumate, dacă nu două. Că nu mă ocupam eu, se ocupau ei. Da. Și na, ei îmi spuneau, mai avem nevoie de 20 de saci de CM14. Da. Ei, da. Îi luau. După două zile mai aveam nevoie de 18 saci, dar nu aveai niciun control, adică ei puteau să ceară orice. Ce făceau ei pe acolo, unde le duceau, unde le băgau. Așa m-am gândit și eu când am făcut o renovare. Adică ai varianta asta întotdeauna. Uh-huh. Păi și ce faci, mă, Luca, dacă te duci... Bun, stai puțin. Și dacă te duci cu ei, să zicem. Da. De ce spun? Avem nevoie de 20 de saci CM14. Te duci și cumperi. Ce faci? După aia stai să-i numeri în fiecare dimineață cât saci mai ai, mă. Dar nu, oricum e greu de controlat. Stai puțin, că una e să te facă la un sac 2 de ciment. Cazul vostru, cum povestiți voi, că i-a luat și probabil că i-a folosit în altă parte. Și una e să-ți ia 4.000 de euro și să pleci să dispară cu ei, știi? Se adună, mă, băiatule. Nu, da, de multe ori dispar și... Lavabil, la vopselurile astea. Cum nu? Nu știi cât de scumpe sunt. Am niște prieteni care au avut o situație oarecum similară. Ideea e că în afara orașelor, unde au început oamenii să-și facă acum case de vacanță, prin sate, de munte, de deal, nu găsești neam meseriași. Adică oamenii sunt disperați și iau orice primesc. Uite, de aia nu fac. Adică dacă au reușit să găsească o echipă de meseriași, gata, domne, facem lucrarea. După care ăia, cam așa se întâmplă peste tot și de fiecare dată. Nu neapărat că îți fură banii, dar încep lucrarea și la un moment dat o abandonează, că vor să contracteze o alta. Mai și au... nu reușesc să gestioneze o situație de asta cu comenzi multiple. Și fac câte două, și fac trei... un haos. Aha. Dar nu o duc pe niciuna la bun sfârșit, se ceartă cu lumea. Ce faci? Să stai acasă în oraș și te apuci de...
apartament și băi, sigur, se treabă. Eu cred că zic, da, problema e că asta presupune costuri suplimentare. E să lucrezi cu o firmă care are o reputație și firma să faci contract. Da, da, cu firma contract, nu prea își permite facturi, lume. Tot. Problema e că asta te costă mult mai mult. Asta. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.